Bine, vă găsăm în alt episod de Genshin Impact. Astăzi vorbim despre micuța noastră Yao Yao, healer nostru de buzunar, care surprinzător este un healer de nota 11, mai ales că se pot juca în orice compoziție, aplică dendro foarte bine, și foarte des, mai ales cu ultimata pornită. Dar hai să vedem repede ce materiale trebuie pentru noastră, 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 noastră piticanie. Cum puteți să știți, în primul rând, HP-ul 24% din uh, main statusul ei. Asta ajută foarte mult la pasiva ei. Uh, materialele se găsesc uh, în liu exact ca și la Xialing, uh, sunt aceleași materiale. Dacă le creați amândouă o să aveți un pic problemă, dar cu timpul se poate crea și domnul Cubu din deșert. Tre trebuie bătut corespunzător de mult. Uh, la talente, talentele, uh, iau iau are o, o serie de basic hituri destul de frumușici, dar uh, nu sunt cele mai uh, puternice scaling-ul nu e foarte mare, deci ca de să e destul de exclusă jucată. Uh, Eu, referitor și la ultimata după aia, este sursă de. Aplicare de dendro și sursa principală de healing. Healing-ul ei, pur și simplu din max HP-ul ei, cum am spus că trebuie healing-ul și a sc fiind scaling uh, main status din healing. Uh, timp de 10 secunde, ea dă heal. Heal-ul ăsta este destul de mult, o să vă arăt în gameplay-ul de astăzi, o destul de mult, pentru că dă, cum puteți vedea, destul de des și dă overall heal. Adică dacă vă o odată și schimbați caracterul, caracterul care l-ați schimbat o să primească heal în continuare. Și dacă marmuțica nu mai e pe teren. Uh, ultimata. Ultimata este Summon în Nojutsu. Mai prescurt, sumonează 3 pitice, 4 cu niște constelații și aplică Uh, foarte mult Dendro și heal uh, la fel de mult, de fiecare dată când lovește toată echipa primește Hill uh, Loviturile trebuie făcute de iau iau basic pe inamici, asta ajută foarte mult mai ales că iau iau cu basic-uri target pe inamic Asta ajută, cum v-am spus, foarte mult pentru un healer atât de puternic ca și am. Cei mai important la ultimata asta este pentru că scadeți scădeți 50% din rezistențe la inamici dendro rezistențe. Asta face că orice combinație cu dendro să de mai mult damage. Prima pasivă e referitor de când porniți ultimata și săriți sau dați sprint sau fugiți normal, pur și simplu mai uh, sumoneaza o marmuțică din aia pentru heal. Nu un iepure, un bloom din ăla special a ei, care ajută referitor că o marmuțică de aia de blum dă heal sau aplică dendro. Pasiva mi se pare cea mai importantă este pasiva două care la fiecare caracter, fiu pasivă bună și pasivă un pic mai așa, este că Ultimata când este pornită, pur și simplu, blumurile lui Yao Yao explodează și dă regen HP la toată echipa. Din max HP pe la Yao, acum v am spus, când pornită ultimata se dă și da și basic-uri, healing-ul la toată echipa este insane de mare. Chiar așa o să vă și arată în gameplay, să vedeti cât de mult heal poate să dea. Uh, ultima pasivă este pur și simplu, creaturile mici uh, nu se mișcă în prezența ei. Asta face foarte bună pentru colectarea materialelor pentru condensate, constelații. Uh, constelațiile lui au, au chiar au ajut foarte, foarte mult să devină mai puternică, dar nu e necesar pentru folosirea ei în uh, parte de healing, dar dacă vrei să folosiți ca și main aplicare de dendro, dar are nevoie de constelații și nu multe până la constelația 2. După aia tot ce face îi dă improve până la 6 că devine ceva genul, da, poate da și mult damage. Uh, prima constelație e că au eu de la explozie, de la când ultimata, conferă și stamina înapoi și 15% mai mult dendro care dă marmuțicile. După aia avem a doua constelație, este când marmuțica EU dă healing sau dă pe inamic, conferă 3 energie pentru ultimata doar a lui Yao Yao, asta ajută să dai mai des ultimata. A patra constelație, când folosiți uh, orice a lui Yao Yao, uh, referitor EU, ultimata și tot așa, uh, îi crește Element master în funcție de max pe UE. -ul la ultima, cum a spus, este cea mai importantă și ne -a cea mai neimportantă. Este important dacă vrei să o jucați la sub DPS sau un DPS hybrid, healer, support, ceva de genul. De pus și simplu, fiecare... Uh... Blue mica ei personal uh, care are dă un AOE damage în care dă cu 75% mai mult damage din atacul lui AOE și dă HP 7,5% din max HP lui AOE. Deci în felul ăsta puteți să jucați hibrid cu un pic de damage pe ea, nu trebuie criticare critica damage pentru că scaling-ul este uh, din atacul ei, adică referitor doar din main statusuri și din armă fără artefacte pentru că este base. 70% din atac, asta vă ajută foarte mult dacă vreți da dați și mult damage cu ea și dă decen de mult damage. Nu putem zice că nu, nu se compara cu, a, cu Naida, asta vă spun din start, dar o opțiune foarte bună în caz că nu o aveți, chiar vă sugerez creați-o, pentru că ajută foarte mult, mai ales în abis. Încercată, de aia vă spun, că am încercat un în abis și mă, îmi țin echipa în viață, deci mai mult nu cred că trebuie. Armele armele, trestarul, aia cu HP, Black Tazel, da, e all in one the weapon of the true power pentru ea, pentru că ajută mai mult în tot ce face cu constelații și pasive. După aia avem arma craftabilă de la Inazuma Style, după aia avem arma craftabilă de la Sumeru, toate sunt foarte mare variabile. Favonia sub vă sugerez sincer, sincer doar Favonia și Black-ul vă sugerez restul armei dacă aveți faceți și mai mult damage, dar nu are nevoie. Voi trebuie să știți cât este castat, cât de des puteți Ultimata și să aveți cât mai mult HP. Dacă aveți un standard mult HP, vă sugerez sau Dacă nu aveți mult HP, vă sugerez Black-ul. Este destul, destul de bine, mai dacă aveți constelație 4, nu vă trebuie Energy Recharge deloc, pentru că Ultimata o să observați că aveți aproape instant. După aia azi la artefacte, artefactele noastre favorate, pur și simplu, cum puteți vedea, e HP, HP, nu healing bonus, HP, healing bonus derivă din max HP, doar dacă nu aveți uh, HP puteți pune healing bonus, dar HP, HP, -a, cât, cât de mult puteți, face să mâncați HP cu ea, că ea cu HP face tot. Uh, seturile, seturile, Deep Hood sau Tenacity, eu Uh, am ajuns la concluzia că nu-i bine să jucați două caractere dendro în echipă cu două deadpool pentru că pasiva nu se stachează, asta în concluzie, dacă aveți alt caracter dendro cu deadpool jucați cu Tenacity pe ea, dacă nu aveți jucați Tenacity pe ea, liniștit că eu așa o joc cu Tenacity, pentru că de obicei nu joc alt caracter cu ea dendro, sau poate joc uh, ca și Hattem uh, în echipă și tot felul de combinații, dar... Deep hood încă o dată, e setul perfect pentru orice dendro, dar nu stachează care or, oricare alt set. De-aia Tenacity e o extraordinar de bună, mai ales că ajută echipa cu un atac bonus. Asta fi spuse, ne auzim la o mic combinație de echipe, la iau, iau, a mea și un mic gameplay, ne vedem acolo. te aici la echipe, vă arăt cele trei echipe care eu le-am folosit, dar sunt mult mai multe echipe pe care le puteți voi folosi, este Agravito cu Tanare și iau, iau ca și healer și aplicarea de Dendro care e destul de bine și destul de mult încât să Tanare să nu aibă dorul de Dendro în timp ce aplică damage-ul. După aia avem Bloom-ul, compoziția mea preferată când o folosesc. Aici vă și arăt că e o, o echipă în care își dă damage singur și o să vedeți heal-ul ei în acțiune. Și ultimul este Hyper -ul, care la fel arută foarte mult echipa, mai ales că Kuki își care singur, așa că iau, iau, rezolvă problema instantaniu. Hai să o vedeți iau, iau, a mea. Bine la iau, iau, a mea. Cum puteți vedea, iau are 42 ca uh, HP, un pic de element master, un pic din toate, statusurile de critică, de critică mare, mari, pentru că nu-mi trebuie ca o joc ca healer și ca aplicare de dendro. Uh, arma Black așa cum v-am spus uh, Mi se pare o armă extrem de bună pentru ea Mă face să dau mai mult heal Asta mi-ajunge sincer Pentru că am alte resurse Pentru a crea ultimați, ultimațile uh, Setul uh, Deep Hood-ul O am avut deja pe ea N-am schimbat pentru că și așa O să vă arăt astăzi cum funcționează ea În funcție de healing mai mult Pentru că până la urmă o luăm cu Cam atare ca healer, heal healer. Uh, Statusurile pe ia -s un pic de toate, dar m-am ocupat, sincer să vă spun, pe HP. s am mult HP pe fiecare piesă, cât posibil HP pe fiecare piesă, unde am reușit bine, unde n-am reușit și așa bine. Dar statusul vorbind destul de bune, overall, nu am stat mult, vă spun, de un norocior. Constelație 2, tot ce trebuie ca să fac ultimata cât mai repede posibil. Talentele, cum puteți vedea, nu mari dar nu o să aibă nevoie o să. vă arăt și de ce, pentru că heal care îl dă e foarte mare pe secundă, ne vedem acolo. Suntem aici la domnul Dungeon ca să putem lăsa un pic de damage, o să vă arăt exact cum, cum funcționează heal ei, cum puteți vedea am aplicat apă, toată lumea ia damage, dau marmuțica și încep să dau și eu. Uitați-vă la a, a heal care de la toată echipa, cum puteți vedea. Este foarte mult. Și încă ultima activă, deci încă puteam da basic a, în felul făcea mai mult HP la tot. Cum puteți vedea heal care o mers pe ea este overall, adică heal dădea de mai mult. Asta e în funcție de cât HP aveți pe doamna. Ia-o, ia Mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă aveți ceva deschis în comentarii, orice sugestie, orice recomandare, orice caracter care aveți să fac pe viitor.